dat fiind faptul că sistemul de sănătate cedează sub greutatea valului 4, iar paturile de la ATI se împuținează pe zi ce trece, Alexandru Rafil a fost reprezentant al României la OMS, atrage atenția asupra faptului că cei mai afectați de această situație dramatică sunt bolnavii cronici. Aceștia nu pot beneficia de îngrijiri medicale, iar 88% dintre bolnavii de cancer au murit anul trecut pentru că nu au primit tratamentul necesar din cauza miilor de oameni infectați cu SARS-CoV-2 care au ocupat spitalele. În continuare, vaccinarea rămâne soluția pentru a ieși din acest impas, mai spune Rafila. Paturile de terapie intensivă care sunt alocate în acest moment sunt alocate de la pacienții cu alte patologii. Noi nu trebuie să ajungem într-o situație în care o categorie de pacienți, să spunem cei cu infectați cu nou coronavirus, pot fi tratați, iar alte categorii de pacienți care au cu totul alte patologii nu pot fi tratați, nu au acces la servicii medicale, nu au acces la îngrijirea de terapie intensivă. În decursul anului 2020 au murit 88% dintre pacienții bolnavi de cancer care au început o schemă de tratament în 2019 pentru că nu au avut acces la servicii medicale din cauza pandemiei. În cursul anului 2020 au murit 88% dintre pacienții bolnavi de cancer care au fost inițiați în tratament în anul 2019. De ce s-a întâmplat acest lucru? Cred că ar trebui făcut o analiză foarte serioasă și ar trebui să reflectăm încât să nu se întâmple o situație similară și în cursul acestui an sau în cursul anului viitor. Rafila a declarat că și situația financiară din sistemul de sănătate ridică semne de întrebare. Acesta a atras atenția că din luna noiembrie se termină banii, iar o altă rectificare bugetară ar putea întârzia. Există deficite mari de finanțare la programele de sănătate, atât de la Ministerul Sănătății, cât și de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Aș vrea să fiu puțin mai explicit. Finanțarea este asigurată până în luna noiembrie și există, sigur, această informație că în luna noiembrie va fi o nouă rectificare bugetară care să completeze fondurile necesare. Dar, din experiența, inclusiv experiența mea proprie, atunci când am lucrat în administrație, alocarea de fonduri la sfârșitul anului, de multe ori face inoperante aceste fonduri și există un risc major la nivelul programelor naționale